Vicepreședintele Consiliului Județean Călăraș, Ion Samoil, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre rectificarea bugetară necesară pentru acoperirea cheltuielilor de la DGSPC Călăraș. De asemenea, Samoil a vorbit și despre negocierile politice PSD-PNL. Acesta susține că PSD nu negociază funcții și persoane, ci negociază un program de guvernare care să cuprindă majorări salariale, creșterea pensiilor și a alocațiilor pentru copii. Aș începe... Și ce scuze de față de domnul președinte, dar e o chestiune pe care am aflat-o acum când veneam pentru conferința de presă. Să nu înțelegeți că avem cumva o frăție cu prefectura, pentru că, într-adevăr, am primit de la un CZR că există posibilitatea să facă o rectificare și să primim bani pentru condiția de protecție a copilului și asistență socială. Am luat legătura cu domnul telefonic, i-am spus că intenționez, pentru că prin acea adresă mi se solicita ca acea solicitare să fie semnată de prefect și de președintele Consiliului Județean. Dânsul m-a asigurat că dacă fundamentarea este corectă și ceea ce solicităm noi este real, o să semneze acea adresă. Bineînțeles că în aceea zi am primit o adresă pentru completarea a ceea ce am prezentat noi. Am fost foarte prompt, în aceea zi i-am dat și fundamentarea la ceea ce a cerut. Din păcate, astăzi este data limită când se depune fundamentarea la Ministerul Dezvoltării. Am trimis dimineață curierul ca să grăbesc lucrurile și mi s-a spus că este în lucru adresa. Încă o dată spun și o repet, banii pentru asistență socială și pentru protecția copilului este obligație bugetară și în sarcina guvernului. Noi solicităm, pentru că oricum am făcut până acum eforturi deosebite ca să putem să plătim salariile, utilitățile și tot ceea ce înseamnă funcționarea direcției de protecție a copilului, să nu mai spun de spital. Spitalul, pe lângă direcția de protecție a copilului, este pentru noi o cheltuială imensă. Având în vedere faptul că trecem prin această pandemie, cheltuielile sunt foarte, foarte mari. După cum știți, am vorbit la începutul anului legat de buget, alocările de la buget nu au fost foarte, foarte, foarte mari. Dar nu ne plângem. Nu ne plângem. Noi am făcut anumite lucruri legale, să nu înțelegeți că facem la Consiliul de Zan lucruri pe lângă lege și suntem în situația în care încheierea anului acesta putem rezolva plătind salarii, funcționări și tot ceea ce trebuie pentru Consiliul de Zan și pentru subordonat. Sper în toată inima ca după toată închiderea acestor negocieri și le așteptăm cu toți, pentru că le-am mandatat în unanimitate în Consiliul Politic Național această echipă care să negocieze, așa cum a spus și domnul președinte, nu funcții, nu nume, nu ministere, ci în primul rând un program de guvernare. Noi ne dorim foarte mult să nu ne pierdem din identitate, să susținem pensii, salarii, factori mai mici la energie. Toți știm și vedem în fiecare zi ce se întâmplă cu toate scumpirile și de alimente și pe piața muncii și toate au escaladat și noi ne dorim, înțelegem situația în care trecem ca țară, ca nație la momentul acesta, dar nici nu putem să intrăm la guvernare după ce o perioadă foarte, foarte lungă am ajuns în această situație când puteam să lucrurile astea puteau fi prevăzute mult mai devreme. Dar înțelegem situația pe care trecem, vrem să intrăm la guvernare cu prima linie, nu vrem să înțelegeți că ne ducem doar să facem figurație, dar doar în momentul în care solicitările noastre cu cele 10 măsuri, știți că au fost publicate și le susținem în continuare, vor fi într-un fel puse în acord cu partenerii de guvernare. Consiliul Județean, așa cum v-am obișnuit, își vede de treabă, duce, face proiecte, merge mai departe, cu toate greutățile, cu toate criticile și cu toate
Așa chiar dacă sunt decotași pe canalele de socializare care spun că, da, nu-i face, da? Spre deosebire de ei care sunt doar cu, mă rog, sunt cu atacurile, nu și constructive. Din punctul meu de vedere, de la nivel național, se va fi cont de lucru ocupat de fiecare organizație județeană? A fost o promisiune făcută înainte de campania electorală și s-au stabilit niște criterii atunci ca primele 10 județe cu rezultate bune la alegeri o să fie, mă rog, consultați legat de următoarea guvernare. Noi sperăm ca să fim și noi o voce și să avem niște reprezentanți. Dar încă o dată spun, noi nu propunem oameni doar că sunt aproape de partid și sunt cu sufletul. Trebuie să vorbim și de specialiști, pentru că eu întotdeauna am spus și o repet, în momentul în care facem propuneri, pentru indiferent ce funcție, noi ne asumăm, pentru că acel om ne reprezintă pe noi ca organizație și ca județ și nu vrem sub nicio formă să facem nominalizări de dragul nominalizării. Motiv pentru care am avut o ședință de lucru, sâmbătă o să avem o întâlnire și o să facem anunțul și în cadrul partidului. Vrem să solicităm celor interesați și, bineînțeles, care se încadrează, să reprezintă un CV-ul și, eu știu, legată de concentrate de ce urmează, pentru că aici sunt niște scenarii pe care se urmează, există posibilitatea acolo unde sunt una din variante, unde sunt câștigate județele de Consiliul Județean să fie prefectura pe... Dar eu sunt deocamdată scenarii pe lucru. Prefectura pe ce să fie? Dacă câștigă Consiliul Județean și pentru... Deci există posibilitatea unde avem Consiliul Județean să fie prefect de cealaltă culoare și subprefect și secretar general de culoarea aceea. Atent o echilibru. Acum nu știu care să fie varianta finală. Așteptăm încheierea discuțiilor și încheierea protocolului, după care ne așezăm și vedem unde propunem, ce propunem și care să fie viitorul. În rest, încă o dată spun, ne chemim la Consiliul Județean pentru că am promis cetățenilor și vrem să facem. Și v-am arătat săptămână de săptămână că Consiliul Județean se mișcă și pun în aplicare proiectele care și le-a propus. A scos părerea, domnule vicepreședinte, vă văd zilnic deplasându-vă înspre și dinspre județ. S-a terminat acel vot. Care este situația la drumurile județene unde se efectuează lucrări? Cine ați putea spune? Da. Situația pe drumurile județene, așa cum am spus, și pe 411, și pe 403, chiar pe 403 acum am avut discuție dimineață, am rugat constructorul să urgenteze, pentru că, vedeți, nu știu dacă mai avem o lună de lucru, pentru că drumurile se fac atunci când avem posibilitatea de punct de vedere al timpului. Suntem avansați, se lucrează, suntem întotdeauna aproape de ei. Sunt probleme, ca orice lucrare, mai apar chestiuni legate de tehnic, de așa, suntem pronți și suntem alături de constructori și vrem să, într-adevăr, să-i ajutăm ca lucrurile să se întâmple. La pod, eu cred că luna viitoare suntem spre final, dacă nu cumva, eu știu, vine un îngheț și sunt lucrări pe care nu o să mai putem să le executăm.